Pacea Domnului, haideți să ne ridicăm și vă invit să deschideți Scripturile împreună cu mine în Epistola către Evrei, în capitolul 9, începând cu versetul 11. Evrei, capitolul 9, începând cu versetul 11, ne uităm la ceea ce Duhul lui Dumnezeu a îngăduit să fie așezat aici în Scriptură. Și cred din toată inima că a îngăduit să fie așezat în Scriptură textul acesta și pentru noi în vremea în care trăim. Dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta, și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țapi și de viței, ci cu însuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Căci dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa unei vaci stropită peste cei întinați îi sfințește și le aduce curățirea trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăța cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Și tocmai de aceea este el mijlocitorul unui legământ nou, pentru ca prin moartea lui, pentru răscumpărarea din abaterile făptuite sub legământul dintâi, cei ce au fost chemați să capete veșnica moștenire care le-a fost făgăduită. Într-adevăr, acolo unde este un testament, trebuie neapărat să aibă loc moartea celui ce l-a făcut, pentru că un testament nu capătă putere decât după moarte. N-are nici o putere câtă vreme trăiește cel ce l-a făcut. De aceea și întâiul legământ n-a fost sfințit fără sânge. Și, într-adevăr, Moise, după ce a rostit înaintea întregului norod toate poruncile legii, a luat sânge de viței și de țapi cu apă, lână stacojie și isop, și a stropit cartea și tot norodul și a zis, acesta este sângele legământului care a poruncit Dumnezeu să fie făcut cu voi. De asemenea, a stropit cu sânge cortul și toate vasele pentru slujbă și după lege, aproape totul este curățit cu sânge și fără vărsare de sânge nu este iertare. Dar deoarece chipurile lucrurilor care sunt în ceruri au trebuit curățite în felul acesta, trebuia ca însăși lucrurile cerești să fie curățite cu jertfe mai bune decât acestea. Căci Hristos n-a intrat într-un locaș de închinare făcut de mână omenească după chipul adevăratului locaș de închinare, ci a intrat chiar în cer ca să se înfățișeze acum pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Și nu ca să se aducă de mai multe ori jertfă pe sine însuși, ca marele preot care intră în fiecare an în locul preasfânt cu un sânge care nu este al lui, fiindcă atunci ar fi trebuit să pătimească de mai multe ori de la întemeierea lumii, pe când acum, la sfârșitul viacurilor, s-a arătat o singură dată ca să șteargă păcatul prin jertfa sa. Și după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata, tot așa, Hristos, după ce s-a adus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multora, se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ca să aducă mântuirea celor ce-l așteaptă. Amin. Amin, vă rog să luați loc. Este o binecuvântare să putem fi adunați în numele Domnului Iisus Hristos, și în seara aceasta, în toată alergarea și în tot tumultul vieții, în toată frământarea pe care o avem fiecare dintre noi și în toate provocările acestei vieți și acestei lumi, să putem avea parte de o oază a harului, a binecuvântării lui Dumnezeu, pe care El le revarsă în mod deosebit atunci când biserica locală se adună la oaltă, în numele Domnului Iisus Hristos. Suntem aici împreună cu cei din grupul continental și nădăjduim noi că v-am adus o bucățică de Românie odată cu noi și cu cântările pe care le-am cântat, dar dincolo de asta,
nădăjduim să vă fi adus și să vă aducem și o bucățică de cer, prin cuvânt, prin cântare, prin tot ceea ce facem în locul acesta. Binecuvântat să fie numele aceluia care este Domnul Cerului și al Pământului, Dumnezeul cel veșnic, cel viu și adevărat. Amin. Aș vrea să vă provoc cu o întrebare. Care este cea mai mare valoare a vieții dumneavoastră? Și nu trebuie să-mi răspundeți, este o întrebare retorică. Doar încercați să analizați răspunsul dumneavoastră în mintea și în inima dumneavoastră. Dintre toate valorile pe care le putem avea aici pe pământ, oare care este cea mai mare valoare a vieții? Un posibil răspuns este chiar viața. Viața este o valoare. Un alt posibil răspuns este sănătatea. Sănătatea este o valoare. Atunci când vorbim despre valori, valorile se pot împărți cel puțin în patru categorii. Cel puțin în patru categorii și n-am pretenția că această listă este exhaustivă, ci poate să fie completată de fiecare dintre noi. Putem să vorbim despre valori morale și sunt valori morale. Creștinismul promovează valori morale. Putem să vorbim de valori spirituale. Și avem de-a face în lumea creștină cu valori spirituale. Putem vorbi de valori materiale și trăim într-o lume materială în care ne izbim în fiecare zi și de valori materiale. Și apoi putem vorbi de valori afective ale fiecăruia dintre noi. Lucrurile pe care le iubim sau persoanele pe care le iubim sunt o valoare pentru noi. Dintre toate valorile care pot exista în creație, Dumnezeu a făcut cea mai mare investiție în întreaga creație, în jertfa lui Iisus Hristos. Jertfa Domnului Iisus Hristos este cea mai mare investiție a Trinității în întreaga istorie și în întreaga creație. În seara asta, în câteva minute, în câteva momente, aș vrea să trecem prin textul acesta, fără pretenția unui studiu biblic foarte aprofundat, dar să trecem prin textul pe care l-am citit și să punctăm trei adevăruri fundamentale pentru care jertfa lui Iisus Hristos este cea mai mare valoare. Dragii mei, Domnul Iisus Hristos este centrul existenței noastre. Fără Hristos, toată existența noastră se prăbușește în nonsens. Fără Hristos, viața își pierde valoarea. Fără Hristos, veșnicia este pentru noi, nu anihilare, nu, ci nenorocire pentru toată eternitatea. Hristos este cel care dă scop, dă sens, Hristos este cel care dă preț, Hristos este cel care dă valoare existenței mele, slujirii mele, predicării cuvântului, rugăciunii, de dragul chemării Lui. Pentru că El este valoarea supremă. Jertfa Domnului Iisus Hristos este valoarea supremă pentru că oferă siguranță. Despre asta vorbește autorul epistolei către evrei în versetul 11 și versetul 12. Despre acea lucrare pe care o face Domnul Iisus Hristos și autorul pune, inspirat de Duhul Sfânt, pune în lumină cele două imagini. Imaginea jertfei lui Iisus Hristos pe de o parte și apoi pe de cealaltă parte imaginea jertfelor Vechiului Testament. Acum și jertfele Vechiului Testament și întreaga lege, chiar și legea ritualică și legea sanitară și tot ce ținea de tot ansamblul legilor, a poruncilor care formau legea, au fost date de Dumnezeu. Dar foarte interesant, diferența majoră între jertfa Domnului Iisus Hristos și toate celelalte jertfe ale Vechiului Testament constă în faptul că în jertfele Vechiului Testament omul contribuia cu ceva. Marele preot trebuia să aducă jertfa. Unde o aducea? Într-un cort sau în incinta cortului întâlnirii care era făcut de mâinile oamenilor. Omul își punea amprenta
pe jertfa aceea. Fiți cu mare băgare de seamă. În jertfa lui Hristos, noi nu avem niciun aport. Noi nu contribuim cu nimic. În jertfa lui Hristos, noi suntem doar beneficiari. Ei, și ce-i cu asta? O, știți ce-i cu asta? Pe orice aș pune eu sau dumneavoastră mâna, am pângări. Pe orice am pune sau ne-am apucat să facem, orice lucru pe care îl face omul pe pământul acesta este nedesăvârșit, este imperfect. De ce? Pentru că noi suntem ființe imperfecte. Noi suntem imperfecți în dragoste, noi suntem imperfecți în atenție, noi suntem imperfecți în închinare, noi suntem imperfecți în cântare, noi suntem imperfecți în predicare, noi suntem ființe imperfecte și Dumnezeu care știe asta a dat jertfa fără să-mi ceară mie niciun fel de contribuție. Jertfa lui Hristos este sigură, oferă siguranță, dragii mei, pentru că este în exclusivitate lucrarea Dumnezeului celui viu. Mă încântă asta, pentru că dacă mi-ar fi cerut mie aportul la jertfă cu ceva, dacă mi-ar fi cerut mie măcar o fărâmă să pun eu acolo la jertfă, să contribui cu ceva, o, dragii mei, întotdeauna aș fi avut un foarte mare semn de întrebare în dreptul mântuirii. Dar Dumnezeu care este bogat în bunătate, măreț, slăvit în sfințenie, Dumnezeu care este atotputernic, El care este dragoste, El care este Mântuitorul, El a adus jertfa, El a fost jertfa și s-a prezentat cu jertfa aceasta în Sfânta Sfintelor, nu în cortul lui Moise, ci în gloria cerului. Frați și surori, acolo s-a făcut ispășirea păcatelor noastre. Pe calvar s-a vărsat sângele, dar sângele acela sfânt, despre care Petru spune că sângele acela scump al lui Iisus Hristos, a fost prezentat înaintea Tatălui, în glorie, în ceruri. Acolo se realizează ispășirea pentru noi. Acolo are loc răscumpărarea. Acolo Dumnezeu acceptă plata pentru păcatul meu. De aceea, mântuirea este sigură. Într-o lume a incertitudinilor, într-o lume a probabilităților, într-o lume în care toate lucrurile parcă se prăbușesc, când ți-i lumea mai dragă? Într-o astfel de lume, eu și dumneavoastră, cei mântuiți, avem siguranță datorită jertfei Domnului Iisus Hristos. O, dragii mei, nu trebuie să vă spun foarte mult că trăiți într-o societate în care succesul și falimentul sunt frați gemeni. E așa de ușor, din vârful piramidei, să te prăbușești în cea mai adâncă vale. O experimentăm noi în țară. Deja o experimentăm în țară. Tot ce ți s-ar părea ție că e sigur, sănătatea ta, nu știu, afacerea ta, bunăstarea, nu știu, orice ar fi pentru tine sigur. Încercăm să ne luăm mașini sigure, să fie mașini cât mai rezistente. Ne gândim, măi, ne uităm acum cum avansează tehnologia, să ne facă să ne simțim cât mai mult în siguranță. Dragii mei, cel mai sigur lucru din întreg universul este jertfa lui Hristos și mântuirea pe care El o oferă în har, în dar celor care cred. Binecuvântat să fie numele lui Hristos. În al doilea rând, jertfa Domnului Iisus Hristos este valoarea supremă în textul nostru aici, nu doar pentru că oferă siguranță, ci și pentru că aduce sfințire în viața celor credincioși. Și spune autorul aici, în pasajul pe care l-am citit, spune în versetele 13 și 14, căci dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa unei vaci stropită peste cei întinați îi sfințește și le aduce curățirea trupului. Și din nou este imaginea aceea a jertfelor Vechiului Testament și a jertfei lui Hristos.
Știți ce spune autorul epistolei către evrei aici? Jertfele acelea pe care Dumnezeu le-a poruncit în vechime nu aveau niciun fel de putere asupra lăuntrului, a inimii, a sufletului omului. Tot ritualul acela pe care îl îndeplinea evreul prin credință, în cele din urmă îl lăsa în aceeași condiție. Când pleca de acolo, se întorcea la aceeași condiție cu care a venit acolo. Dacă n-ar fi fost așa, nu era nevoie să mai vină Hristos. Pe când jertfa Domnului Iisus Hristos, sângele Lui, oameni buni, nu ne lasă în aceeași stare, nu ne lasă în aceeași condiție. Sângele Lui Hristos, cine are experiența nașterii din nou, cine are experiența întâlnirii cu Dumnezeu, dacă nu se schimbă nimic în viața lui, dragii mei, eu pun sub semnul întrebării mântuirea lui. Mântuirea nu ține de apartenența la vreo biserică, fie ea și protestant evanghelică. Mântuirea ține de întâlnirea cu Hristos față în față, eu păcătosul, eu cel care sunt în moarte și El Dumnezeul cel viu. Și cu sfințirea, cu efectul întâlnirii care se vede în viața mea, în sfințirea vieții. Când vorbim despre sfințire, avem în vedere și poziția noastră în Hristos și avem în vedere și curățirea noastră în Hristos. Sunt căsătorit, acum sper să nu mă încurc, sunt căsătorit de 19 ani cu aceeași femeie, important asta de precizat în vremea noastră, avem 2 copii și din când în când o opresc pe Dana prin casă și o întreb: Dana, m-am mai schimbat? Și se uită Dana la mine și zice: te-ai schimbat, aveai părul creț și mult, n-aveai burtă, barba nu ți era cu fire albe. Nu, Dana, nu așa dacă m-am schimbat. Vezi mai mult chipul lui Hristos în mine acum decât în urmă cu 18 ani? Că dacă nu-L vezi, am ratat 18 ani din viața mea. Orice aș fi realizat, dragii mei, pălește în fața acestui deziderat. Chipul lui Hristos în noi. Jertfa lui Hristos este valoarea supremă pentru că este, dragii mei, mijlocul prin care Dumnezeu operează sfințire în viața noastră, curățirea de păcate. Și apoi prin Duhul Sfânt, în acea lucrare tainică pe care o face în lăuntrul nostru, prin cuvântul Scripturilor, prin pocăință, așa cum ni s-a spus la timpul de rugăciune, ne aduce tot mai mult, tot mai mult în asemănare cu Domnul nostru. Și în al treilea rând, și mă apropii de încheiere, jertfa Domnului Iisus Hristos este valoarea supremă deoarece este suficientă. Nu mai trebuie să-i aducem nimic în plus. Spune aici autorul că marele preot în vechime trebuia să aducă în fiecare an, în timpul unei generații, în fiecare an, se repetau jertfele. Era o insuficiență a jertfelor. De aceea trebuia să aducă jertfe și pentru el și trebuia să aducă jertfe și pentru popor. Se întâmpla asta din pricina păcatului care era prezent în viața poporului. Și o caracteristică a păcatului este permanența în viața oamenilor. Păcatul nu este o chestiune care ține doar temporar câtă vreme trăim aici. Păcatul este pe urmele noastre în permanență. Este acel dușman, este acea unealtă pe care diavolul o are și prin care operează în foarte, foarte dureros, în relație cu firea noastră pământească, în colaborare cu firea noastră pământească.
Diavolul are un aliat de nădejde în noi, și anume firea noastră pământească. Și în relația aceasta cu firea pământească, păcatul este mijlocul prin care diavolul ne lovește și ne prăbușește când ne așteptăm mai puțin. Din pricina păcatului trebuiau să se tot repete jertfele. Nu erau suficiente. Când vine Domnul Iisus Hristos, jertfa Lui este suficientă. Acum, dumneavoastră ați mai auzit rugăciuni de felul acesta și eu nu spun cu un gând de judecată. Încercăm să învățăm și să ne ajustăm și din perspectiva aceasta. Dar mai auzi frați care, în sinceritate bănuiesc eu, Doamne, mai lasă o picătură din sânge. Nu mai curge nicio picătură. Fiți cu mare băgare de seamă. Nici o picătură nu mai curge. Tot cât a trebuit să curgă, a curs la Golgota și e suficient. El nu se aduce jertfă de mai multe ori, spune autorul. Nu-i nevoie. Jertfa lui este suficientă să acoperi nu doar 6.000 de ani de istorie, dragii mei, ci oricât ar ține lumea aceasta. Jertfa lui este suficientă să acopere nu doar lumea aceasta, ci dacă ar fi încă infinit număr de lumi, ar fi suficientă. De ce are valoare? Jertfa lui Hristos. Este suficientă jertfa Domnului Iisus Hristos pentru a șterge păcatele, spune în versetul 26. Este suficientă pentru mai mulți, nu doar pentru unul singur, spune în versetul 28. Și este suficientă înaintea lui Dumnezeu, spune în versetul 24. Jertfa Domnului Iisus Hristos, valoarea supremă a existenței, a ființei umane aici pe pământ. Este o cântare pe care noi o mai cântăm în țară, uneori când ne strângem să frângem pâinea în amintirea suferințelor, a morții și a învierii Domnului nostru. Să înalți jertfa ta, Iisuse, mai întâi și mai deplin harurile ei nespuse. Iată ce doresc. Amin. Nu o să putem cânta acum, dar cred că frații și surorile din grup au pregătit o cântare potrivită. Și inima noastră, facă Dumnezeu să fie umplută de această frumusețe a jertfei lui Hristos. Închei cu asta pentru că se încheie textul cu acel mesaj al revenirii Domnului. Îl aștept cu drag să vină. Aștept și ziua în care să mă întorc acasă, să-mi văd copiii. Îl aștept cu drag să vină. Nu știu cum va fi atunci la venirea Lui, când ne vom înălța pe cer, pe nori să-L întâlnim. Dar dacă o să mi se permită să mă apropii de El, dacă o să mi se dea voie să mă apropii de El, am să mă apropii fără vreo pretenție, îngenunchind la picioarele Lui și spunându-I că pe El L-am iubit, pe El L-am predicat, în numele Lui m-am rugat și în El mi-am pus toată credința. Îmi este drag acest Hristos. Binecuvântat să fie El. Amin.